creierul nostru funcționează după... Când se întâlnește cu situații noi, funcționează după următorul principiu. În primul rând, încearcă să identifici situația respectivă. Da. Și asta se face foarte simplu. Ce este asta? Ok. Funcție. If. Intersect. Tot aici. Atâta timp cât voi n-ați văzut niciodată semnul ăsta, o să încercați să-l identificați, să găsiți analogii din trecut, prin care ați, eventual v-ați confruntat cu ceva asemănător. Da? Și după asta faceți presupuneri. Da? Chestia asta se face la nivel automat. După ce se face presupunerea, da, care poate fi de ordin pozitiv sau de ordin negativ, adică dacă eu am văzut, nu știu, un foc și eu știu că eu m-arde, atunci e o variantă în care eu trebuie să evit. Da? Dacă este ceva nepericulos care necesită pur și simplu mai multă informație, mai multă analiză, eu stau și aștept. Da? Dar mă pun în gardă. Pentru că potențial fie este periculos, fie nu. Da? Asta nu înseamnă nimic. L-am desenat eu, pur și simplu. Da. Practic, noi stăm în gardă până vedem dacă este ok pentru noi sau nu. Da. Automat, în momentul în care eu, data viitoare, o să vă desenez aceeași chestii, da, voi o să aveți în minte că fie asta este o altă aberație pe care o desenat-o, da, fie totuși poate să fie ceva, nu știu, un semn din limba chineză, ca exemplu. Da. Dar atâta timp cât voi acum deja aveți informația cu care puteți face statistică. Revenind la atacurile de panică, da, persoana are diverse senzații, manifestări pe care nu le-a avut. Da. Palpitații, nod în gât, diverse disconforturi, diverse dureri, diverse manifestări la nivelul involuntar, de frică, de anxietate sau istorie genul ăsta. Da? Și atunci cei care au trecut printr-un atac de panică, pentru ei, cum a spus colegul nostru, este moarte. Da? Implicit, după ce se fac toate analizele medicale și se vede că nu ai nimic, da, medicul îți spune, felicitări, tu ai avut un atac de panică. Da? Al doilea atac de panică, da, îți este un pic mai simplu să-l gestionezi pentru că deja te-ai confruntat cu această problemă. Da. Și tu știi, încă nu ai suficient statistică, dar tu știi cam ce s-ar putea întâmpla, posibil cel mai rău. Da. Și după asta, după ce ai identificat că, într-adevăr, atacul de panică se manifestă prin palpitații, transpirații reci, schimbarea vocii, lacrimare, roșeață, diverse disconforturi, dureri, da, îți este mai ușor să-l gestionezi. Acum, sursa atacurilor de panică sau de ce au apărut, asta e partea a doua întrebări. Da? Dar ca tu să-ți poți gestiona, tu trebuie să știi. Dacă nu te-ai confruntat niciodată, tu n-ai de unde să știi. Așa este creat organismul nostru și creierul nostru involuntar. Da?